Asta dacă până la finalul campionatului nu mai apar ceva decizii pe la comisiile AJF-ului prin care să mai fie stabilite niște rezultate la masa verde și care să răstoarne clasamentul. Partida a jucat în fața unui public destul de numeros, a început ceva mai timid. Oarul a avut prima oportunitate de a marca prin tau și în minutul 7, după care Lihet de la Decebal a căutat colțul lung cu un ușul de la marginea careului. În minutul 38, Lihet și Cirea ratează incredibil din 2 metri. Primul trimite mingea în transversară, iar apoi Cirea prea peste poartă din poziție ideală. Se intră la vestiare cu un echitabil 0-0. La, reluare, jocul se deschide și ocaziile curg la ambele porți. Raul Silaghi îl întinde pe Olar cu un șut de, de la 16 metri, minutul 66, iar peste 3 minute la cealaltă poartă Lihet trimite din nou în bară. Același Lihe dreia puțin pe lângă poartă centrală lui Goge, minutul 70, iar peste 3 minute Lihet îl ia la țintă pe portarul Morar din 6 metri. Pe contră, Silag rosește din 8 metri șansa de a duce campioana în avantaj. Luceafrul atacă cu toate liniile, antrenorul Juhas mai are puțin și intră și el în atac, iar după o nouă bara lui Lihet în minutul 82, Marina și-a agățat clar în careu, iar centralul Cova arată punctul cu var. Marina execută pe centru, iar Morar respinge. Același marinaj mai rea o dată spre poartă, doar că Morar pare un soi de omul păianjen și agață din nou mingea. Urmează lovitura de colț, Goge centrează și venit lansat Cireap în scrie cu capul golul care aduce bucuria în tabăra gazdelor. 1 0 minutul 83, dar meciul nu e gata, marinaj nu se lipește la gol și mai irosește o ocazie clară minutul 90, pentru că în prelungiri iminoj trimis vârf împins să rateze șansa egalării, torpila lui fiind respinsă miraculos de laru de sub transversală. Se termină 1 0, iar urmașii lui Decebal în 5, hora bucuriei la mijlocul terenului. Da, eu cred că echipa cea mai bună a câștigat și demonstrăm că avem un spirit adevărat într-o echipă care nu a crezut nimeni la început decât stafful tehnic de aici și câțiva oameni care s-au adunat pe lângă echipă. Campionatul e departe însă de a se fi jucat. Olimpia 2 a anunțat că a depus azi un memor la JF prin care vrea să câștige la masa verde meciul din tur de la Decebal, iar dacă cei de la comisie vor da câștig de cauza Olimpiei, satelitul va avea cale deschisă spre baraj. Așa că, dacă Liga 1 se decide mai nou la TAS, avem parte și în județ de suspans maxim și o campioană ce ar urma să fie hotărâtă la Comisia de Disciplină.